Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Monitorul de Cluj publică această informație, fiți un pic atenți. De Cluj, deși știrea e de la Calafat. Un scandal de proporții a izbucnit în primăria din Calafat după ce biroul viceprimarului a fost mutat în vechiul adăpost de câini din oraș. Primarul susține că era singura locație disponibilă și că adăpostul ar fi în administrarea viceprimarului, dar acesta din urmă spune că e vorba de o răzbunare. Nu mai l-au dat la câini. Da, sunt și declarații. Domnul Dorel Mitulețu, primarul din Calafat, zice: domnule, e singura locație disponibilă, dar, zice primarul, putem spune că este aproape de locul de muncă. Așa cum prevede organigrama, viceprimarul are în subordine ISU și protecția muncii. În compartimentul ISU, acesta se ocupă și de gestionarea câinilor fără stăpân, ceea ce el chiar acolo lucrează. Auzi, dar are cu cine să lucreze în adăpostul, adică are și vecini? Patru pezi sau nu? Nu, câini n-are. Deci aflăm mai departe că nu sunt câini în adăpost, pentru că le lipsește arma tranquilizantă cu care să prindă câinii, respectiv să-i aducă în adăpost. Deci câinii mișună pe lângă adăpost, exact, da, vin la gard și râd de viceprimar și spune: sâc, 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 n-ai armă să ne bagi pe noi cu tine acolo. Unde se întâmplă asta? La Calafat. În Calafat. În Calafat, da. Bună dimineața celor care ne ascultă din Calafat. Poate îl vizitați pe domnul viceprimar să nu se simtă singur și poate îi duce și un cățel așa mai blând. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.